părere de rău, având în vedere situația de urgență în care ne aflăm, în care se află țara noastră, am fost nevoit să anulez parastasul tatălui meu. Bine, știm cu toții, parastase se fac până la 11 ani, până la 7 ani, dar astăzi tata ar fi împlinit 11 ani de la plecarea sa spre cele veșnice și mi-aș fi dorit din toată inima să pot să invit pe prietenii, pe familia tatălui meu, să invit pe toți în casa, în celebra casă din Caimatei. Am fost împreună cu părintele duhovnic al tatălui meu, finul nostru drag, părintele Emil Cărămizaru, la mormânt, la cimitirul Pelu. Am împărțit câteva pachete, a fost doar câteva persoane. Ați avut în plan să vă întoarceți luna aceasta în America sau ați venit cu gândul de a rămâne mai mult timp în țară? Nu, venisem cu gândul să rămânem o perioadă mai lungă aici în România. Între timp am reușit să obțin cetățenia americană pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru toți cei trei copii ai mei. Și aveam contracte chiar în luna martie, în luna aprilie, chiar un spectacol important la sala Palatului. E bine, toate aceste contracte s-au dus de râpă, mi s-au anulat toate concertele și este și firesc să fie așa. Și vom rămâne cu toate astea, vom rămâne o perioadă mai lungă în România. Sperăm să trecem cu bine peste această încercare și să ne rugăm la Dumnezeu ca să fie bine. Mama Maria vorbesc în fiecare zi la telefon cu dânsa. Este mulțumim bunului Dumnezeu, bine, sănătoasă și dânsa și sora sau, în sfârșit, familia noastră de acolo, de la Los Angeles. Nu este nimeni în carantină și nici suspectat de coronavirus, dar trebuie să fim prudenți și să ascultăm de sfaturile autorităților și în special de sfaturile medicilor și să ne protejăm, pentru că înțeleg că cel mai bine este să preîntâmpinăm această gripă sau, în sfârșit, acest virus mortal. După ce vom trece de această pandemie, va veni și mama ta în țară? Cu siguranță. Intențiile dânsei cred că erau să vină imediat după Paști, dar având în vedere situația de față, nu cred că o să mai vină în următoarele 2-3 luni. Așteptăm și noi să se încheie această pandemie, această nebunie. Vă dați seama, mie, sincer, mi-este mai frică de ceea ce va urma după această pandemie, de colapsul economic. Cine va avea grijă de casele tale în America în această perioadă? Păi, nu are grijă nimeni. Deocamdată una dintre ele este închiriată, cealaltă este pusă la vânzare, în care locuiam eu și am prieteni acolo, Să înțeleg că vreți familia. Să vă retrageți în România dacă ați pus-o la vânzare? Da, probabil că voi sta mai mult în România în viitorul apropiat, în următoarele